Iubiți prieteni ai Cuvântului Lui Dumnezeu, astăzi ne bucurăm împreună de același privilegiu de care s-au bucurat ucenicii care stăteau în persoană în preajma Domnului nostru Isus Hristos, de același lucru de care s-au bucurat prorocii și profeții și toți credincioșii prin descoperirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Ne bucurăm deci de același privilegiu prin făgăduința pe care Dumnezeu ne-o dă și anume că Duhul Său cel Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Nu este un alt Duh Sfânt, ci este același care a condus poporul lui Dumnezeu de la Abel și va continua să conducă până la ultimul dintre credincioși. Este același Duh Sfânt. Lumina vine gradat, vine în diverse forme, prin diverse mijloace, dar izvorul luminii care este Domnul, și Duhul Lui cel Sfânt, care este Călăuzitorul, păstrează același, același raport cu sufletul nostru. El este același ieri, azi și în veci. Doi Împărați, capitolul 2, lucru cu care m-am preocupat recent... Mi-a fost descoperită realmente o colecție, o comoară, aș spune, de, de lucruri prețioase care sunt ascunse în locul acesta. Le-am știut din adolescența mea, de la 17 ani, am citit aceste lucruri, dar astăzi le văd noi și pline de lumină, cum nu le-am văzut poate niciodată în viața mea și cum încă nu le văd, le voi vedea mâine. Și mai de aproape cu ajutorul lui Dumnezeu. Și vom merge împreună în acest capitol de unde ne vom opri, în, unde ne vom opri în, în diverse instanțe pentru a prinde învățătura și mesajul care ne este dat nou. Pentru acestea ne sunt date Scripturile pentru învățătura noastră. Ce învățăm de aici? Și Astăzi vom merge la cel din 1 studiu din 2 împărăsc, capitolul 2, intitulat O Cerere Grea. Și când spunem cuvântul acesta, bineînțeles că ne-a și zburat imediat gândul la 2 regi, capitolul 2, versetul 10, în care Prorocul Ilie spune ucenicului Elisei, în raportat la cererea acestuia, Oh, e un lucru greu, lucrul acesta pe care îl ceri. Și ce, care era acel lucru pe care îl cerea el? O dublă măsură din Duhul tău, o dublă putere, o dublă înțelegere, o dublă lumină, o dublă acțiune, o dublă lucrare, îndoit de 100%, o creștere de 100%. Când Ilie spune cuvântul greu, Lucru ceri, nu se referă la Dumnezeu. E ceva greu pentru mine, întreabă Domnul? Nu. Nimeni nu poate spune așa ceva în dreptul lui Dumnezeu, ci se referă la Cel care cere darul acesta. O îndoită măsură, o dublă măsură a Duhului tău. Poți să porți așa ceva? Este întrebarea. Știi, știi, ce înseamnă o răspundere ca aceasta să ai asupra ta măsura aceasta dublă a Duhului care a fost turnat peste Ilie? Vrem să stăm la dreapta și la stânga ta, au spus Iacov și Ioan și Iisus întreabă. Știți ce înseamnă treaba aceasta? Da, știm, știm ce înseamnă și suntem gata să stăm, și uh, Mântuitorul primește în timp și le spune: Este adevărat că veți sta, dar nu este un lucru ușor. Uh, greu lucru cere înseamnă și altceva, și anume că Ilie nu poate să răspundă la această întrebare așa cum pretind unii oameni din generația noastră, că ei, uh, ei răspund imediat. Își așează mâinile cu grabă peste cineva, pe un criteriu sau altul. Uh, ca și când Duhul Sfânt ar aparține unei persoane și l-ar da cadou celui de lângă el sau nu vrea să îl dea altuia din altă parte. Ilie nu cade în capcana aceasta și nici Elisei nu gândește să cumpere ceva atât de ieftin cum ar fi promisiunea unui om că dă altui om Duhul Sfânt. El nu cumpără așa ceva. Cererea aceasta se adresează lui Dumnezeu, vom învăța din cuvintele lui Ilie. Și haideți să pornim împreună cu ei și să urmărim toate elementele acestea împreună cu mesajul pe care îl au ele pentru sufletul nostru. Versetul, începând de la versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog. Vă rog să subliniați această expresie, ne întoarcem imediat la ea. Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Te rog nu înseamnă așa vorbește Domnul. Având în vedere acest cuvânt, Elisei nu spune să trăiți am înțeles sau amin, așa să fie, ci spune, nu, dacă e vorba de te rog, nu mă las rugat de acest lucru, viu este Domnul și viu este sufletul tău, urmăriți acest, această corespondență între sufletul lui Ilie și Dumnezeu, viu e Domnul, viu ești tu, adică noi trăim viața noastră duhovnicească în Domnul, viu este Domnul și viu este sufletul tău. Sufletul altcuiva este mort în păcate și fără de legi încă poate fi adus la viață împreună cu Hristos, dar tu Ilie, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, ești viu, sufletul tău este viu, așa cum viu este Domnul, că nu te voi părăsi. Nou. Mă rogi, dar nu. Deci stăm în fața unei rugăminți a lui Ilie către Elisei, nu în fața unui așa vorbește Domnul. De fiecare dată ne gândim la a face un lucru. Dar pierdem din vedere faptul că simultan facem un altul. În momentul când zic fac un anume lucru, tot în clipa aia zic deci nu fac acest lucru. Spre exemplu, dacă sunt la o bifurcație și o iau spre dreapta, în același timp nu o iau spre stânga. Aceasta este. Dacă o iau spre stânga, nu o iau spre dreapta. Deci pierdem totdeauna din vedere faptul că făcând ceva nu facem altceva, sau refuzând să facem ceva, nu, nu fac lucrul ăsta, fac un altul. De aceea Elisei îi spune lui Ilie: Nu te voi părăsi. Știi ce ar însemna ca eu să rămân aici? Ar însemna să te părăsesc pe tine. Nu. Amintiți-vă și să ne amintim împreună de reacția ucenicilor la cuvintele Mântuitorului nostru. Voi nu vă duceți? Ei nu au zis ne ducem sau nu ne ducem. Ce au spus? Care este alternativa? Unde am putea să ne ducem? Și Elisei spune, cum adică să te părăsesc? Cum adică să rămâne? Și dacă te părăsesc, unde să mă duc? La băieții de pe stradă să mă învețe sau. Deci, deci el nu acceptă alternativa. Avem trebuință să ne rugăm bunului Dumnezeu ca întotdeauna să ne deschidă ochii minții și ai Sufletului pentru a înțelege alternativa. Ce înseamnă dacă eu hotărâ să fac acest lucru? În același timp, înseamnă. A nu face acesta. Ce înseamnă dacă zic nu fac acest lucru? Înseamnă a face lucrul acesta. Dacă o iau spre dreapta, nu, înseamnă că nu, iau, nu o iau spre stângă. Dacă o iau spre stânga, înseamnă că nu o iau spre dreapta. Aceasta a fost gândirea duhovnicească a lui Elisei în fața lui Terog, a lui Ilie. De aceea, la Betel, când... Prorocul Ilie ajunge însoțit de Elisei, este întâmpinat de uh, fiii prorocilor, de studenții din școala profeților din vremea aceea, care erau la Betel, au ieșit înaintea lui Elisei și au șopti, știi că uh, Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? O, oh, deci nu era un secret pentru aceasta. Elisei a știut de ce a spus, nu, no, cu niciun chip, viu e Domnul Dumnezeu că nu, știu ce se întâmplă, știu ce urmează să se întâmple, știu și eu, dar tăceți. Ce este această comunicare între studenți și ucenicul lui Ilie? Este acea confirmare, acea consultare, este acel schimb de adevăr care trebuie să fie totdeauna în inima copiilor lui Dumnezeu. Nu putem păstra un lucru. Biblia vorbește despre prorocii care își ascund unul altuia un adevăr pe care au ajuns să-l înțeleagă din scripturi sau din viață. Sau... Nu, nu este nimic de ascuns în acest domeniu. Este domeniul public. Adică adevărul aparține lui Dumnezeu și el trebuie cunoscut în toată lumea. Domnul nu face nimic fără să descoperă taina sa servilor săi proroci. Dumnezeu nu descoperă un lucru unei singure persoane, ci El face ceea ce vedem aici în acest în versetul 3 și în alte două versete următoare, anume, descoperă lucrul acesta slujitorilor săi proroci. Care e datoria slujitorilor să, -i, să se consulte? Uite, am avut o descoperire de la Dumnezeu, o vedenie, un vis. Mi-a venit o idee, am un plan. Ce zici de treaba aceasta? Și în momentul în care ă, supunem lucrul acesta oamenilor duhovnicești, care au și ei același Duh Sfânt al lui Dumnezeu asupra lor, care a fost în proroși și în profeți, în momentul acela, noi căpătăm o mai mare măsură de credință și convingere. Înseamnă că a fost descoperit, deci s-a confirmat. Elisei are confirmarea din partea acestor studenți. Nu a fost simplu pentru Pavel Apostol, care și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere chiar spiritual, era pe o poziție cumva privilegiată între Apostole. am primit de la Domnul Evanghelia pe care o predau. Am primit-o de la Domnul. Păi, în cazul că am primit-o în, în, în situația aceasta, ce sens ar mai avea să mai stăm de vorbă? Nu. El ia Evanghelia care a primit-o de la Domnul, prin descoperire Dumnezească, și o duce înaintea unui frate pescar, cum era Petru, și înaintea altui pescar, cum era Ioan, care l-a lăsat pe tatăl lui cu barca și vorbește cu ei și spune: Uitați-vă, și în fața lui Iacov și cei din Ierusalim. Și zile întregi discută despre acest lucru, ce ziceți despre Evanghelia pe care eu o predau în lumea aceasta. Era un fel de cum avem noi reacții ale oamenilor în urma unei predici sau a unui cuvânt spus într-o parte sau în alta. Recent am fost la o întâlnire, în un sabat în natură, și m-a abordat un coleg pastor și mi-a spus, uite, ai spus într-o împrejurare cuvintele acestea. Și i-am spus, mă bucur că le-ai observat, mă bucur că le-ai remarcat și mă bucur că ai venit să vorbești cu mine. Și atunci eu am luat acest cuvânt pe care el mi l-a citat foarte uh, corect și l-am așezat în contextul în care a fost spus. A, ah, ce zâmbet, ce ușurare, ce frumos a fost! Consultarea între oameni este semnul, între oamenii lui Dumnezeu, este semnul prezenței Duhului Sfânt. Un om al lui Dumnezeu, un om care primește descoperire dumnezeiască, omul acela nu se va ascunde într-o chilie undeva, nu se va izola de oameni, nu te atinge de mine că sunt sfânt, ci omul acela va așeza pe masa sufletului oamenilor lui Dumnezeu. Ce spuneți de cuvântul acesta? Pavel nu a arătat Evanghelia cu cu uh, avertizmentul să nu cumva să vă atinge să schimbați vreo literă sau vreo, vreun cor de literă, vreo iotă, cum scrie acolo, nicio literă nu va trece. El nu, nu așează lucrul ăsta. Și el spune, oamenii aceștia care sunt priviți ca responsabili în biserică, nu mi-au adăugat nimic la ceea ce am adus acolo. Adică au confirmat că este Evanghelia de plină care vine de la Dumnezeu, din moment ce n-au adăugat nimic, dar el era gata să fie îndreptat. de aceea am așezat înaintea lor. Și fiii prorocilor comunică în acest context în, aproape înfricoșător cu Elisei el spune și eu știu același lucru, am aceeași lumină, înțeleg la fel, prin Harul lui Dumnezeu împreună suntem părtași ai aceleași lumini acestei, al aceeași cunoștință. Te întreb, de ce sunt scrise cărți numai pentru uz intern? Da, e adevărat că Iisus spunea ucenicilor, nu te vă spun vă treaba asta a prietenii mei sau tăr, nu la toți ucenicii, uneori vorbea cu trei, sunt lucruri specializate. Dar când este vorba de vederea generală a adevărului, ea nu poate fi exprimată într-un cerc doar de aprobatori, într-un astfel de cerc, de oameni, yes men, cum zicem noi în engleză, oameni care nu au de fapt nicio opinie decât da, așa este și să trăiți am înțeles. Nu, adevărul trebuie expus public pentru că el nu are nimic de pierdut dacă este confruntat. El nu are nimic de pierdut dacă este foarte sever încercat. În timpul Uh, un, multor ani de studiu, am fost confruntat cu această situație. Este de-a dreptul înfricoșător să trimiți o, o pagină sau mai multe pagini scrise cum uh, trebuia să facem noi din timp în timp la anumite examene, să trimiți la mii de ochi, de fel de fel, de oameni care vor citi pagina aceasta și uh, vor critica fiecare cuvânt, vor ataca fiecare idee și va trebui să stai în picioare, să aperi lucrul acesta. Uh, la început mi s-a părut înfiorător pentru că a după aceea de abia să aștept, abia așteptam reacțiile oamenilor asupra uh, lucrurilor care erau spuse acolo. Am avut și momente hazli, mi-a plăcut să stăm seara în jurul unui foc și să povestim un, un astfel de lucru. În concluzie, nu e nimic de ascuns când este vorba de adevăr. El nu poate fi ținut într-un colț, așa cum s-a spus în Biblie. Nu s-a întâmplat într-un colț. Și viața Mântuitorului nostru a fost o lecție pe linia aceasta, spunând: În toate zilele am fost prezent aici. Tot ce s-a întâmplat nu s-a întâmplat la întuneric, s-a întâmplat la lumină. Mergem mai departe și observăm a doua încercare a lui Ilie. Te rog, rămâi aici pentru că eu trebuie să merg la Erihon. Elisei rămâne statornic, afirmând: Viu este Domnul, viu este sufletul tău, nu te voi părăsi pentru mine. A rămâne aici nu înseamnă relaxare sau o zi de vacanță, ci ar însemna părăsirea ta. Îmi cer un lucru care este cu neputință pentru mine, fiindcă la cine să ne ducem, Doamne, în momentul când cineva întoarce spatele Domnului sau când spune asemenea gadarenilor, îi spune lui Iisus, pleacă de la noi, nu ia în considerare alternativa. Dar ce înseamnă asta? Când îi spun lui Isus, pleacă, în același timp îi spun altcuiva vino. Iubiții mei, este înfricoșător. E înfricoșător și e de neînțeles cum de pierdem din vedere așa ceva. Pentru că Biblia scrie, zice, imediat vine Duhul cel rău înapoi de unde a fost când i-am spus lui Iisus pleacă, e casa goală, ați observat acolo, i-am spus lui Iisus pleacă, atunci Duhul cel rău vine însoțit de alte șapte Duhuri. Când i-am spus lui Iisus pleacă și lasă casa goală, și că pentru că e măturată, e curată, sunt frumos, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Când i-am spus lui Iisus pleacă, am fost conștient că am spus celor opt Duhuri rele, veniți, sunt conștient de așa ceva. Poate nu sunt conștient și în cele mai multe cazuri mi-am dat seama că nu sunt conștient. Iubiții mei, în vizita de la Erihon se întâmplă același lucru. Fii prorocilor vin din nou în jurul lor și spun aceea știi că Domnul răpește pe stăpânul tău deasupra capului tău astăzi. Eu nu știu dacă ei înțeleg bine expresia aceasta deasupra capului tău. Dovadă că imediat după treaba aceasta o să ne ocupăm într-o rejurare următoare. 50 de voinici plec să caute pe Ilie. Ce însemna pentru ei deasupra capului tău? Zice, poate l-a aruncat pe vreun munte, în vreo vale, cine știe unde. A, a, acea, atât de limitată este înțelegerea noastră. Cât sunt de sus cerurile față de pământ? Așa de puțin înțelegem noi din lucrarea lui Dumnezeu. Pentru ei a fost deasupra capului prin provale pe aici. Pentru Dumnezeu, lucrul acesta a fost. Aș vrea să să, să accelerăm puțin studiul nostru, ca să putem ajunge la, la punctul central. Mergem la Iordan, Răm rămâi aici, ter... nu, 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 merg, merg cu tine, nu există așa ceva. Pentru mine înseamnă a te părăsi pe tine. Eu știu alternativa aceasta, a rămâne aici este egal cu a te părăsi pe tine. Nu sunt gata pentru lucrul acesta. Acolo la Iordan, Dumnezeu a informat alți 50 de studenți care erau acolo, fiei prorocilor, care au sosit, chiar nici nu au știut de ce vin, dar nu vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat ca să te trimită Duhul Domnului, să-ți vină un gând sau ceva, uite, stai aici sau așteaptă sau nu traversa acum sau grăbește-te sau uite-te acolo, s-au întâmplat astfel de lucruri sau să ajungi într-o situație să te întrebe cineva, bă, da, tu de ce ai venit aici la peronul 6, cum am trecut eu, sau la peronul 8, cum am trecut eu în gara Bistrița, tu ce faci nu știu. Nu știu, dar uite, așa mi-a venit în, în minte, și acolo a căzut fata aceea pe care am prins-o și n-a atins-o roata. 50 dintre fiii prorocilor vin la Iordan, nici nu știu de ce au venit ei, dar sigur, sigur, Dumnezeu nu face nimic zadarnic, nici vorbe zadarnice, nici au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Au rămas, stați aici. Ea așezat bunul Dumnezeu, într-un loc din care puteau vedea foarte bine ce se întâmplă. Ce au văzut? Versetul 8. Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat, Ilie și Elisei. Oh, înseamnă că. Același Dumnezeu care a despicat Marea Roșie în fața poporului său în exod, același Dumnezeu care a despicat Iordanul mai târziu, același Dumnezeu face aceeași lucrare acum. Atunci a făcut pentru un popor. Acum face pentru un singur om. La fel se poartă el cu o împărăție sau cu un om. Aceleași principii Dumnezești. În momentul în care studenții au văzut acest lucru, n-au avut trebuință la examenul lor să răspundă la întrebarea crezi sau nu crezi. No, că au despățit Iordanul sau cum avem în vremea noastră, mulți zâmbăreți n-a fost nevoie să răspundă la această întrebare, cred sau nu cred. Ci ei au spus, nu, noi am trăit așa ceva. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am trăit cu viața noastră, aceea vă vestim. Ei au fost acolo cu viața lor și urma să stea martori. Înțelegem noi acum de ce unii dintre ei, uh, unora dintre ei, le-a fost mai ușor să fie martirizați decât să nege adevărul pe care l-au trăit. Ce am văzut cu ochii mei, cum? Cum îmi poate cere cineva să-mi neg viața? Eu nu știu oare de unde m-a luat Dumnezeu și nu văd eu clar acum unde aș fi fost fără Dumnezeu. Deci erau acolo ca să vadă și ca să trăiască acest eveniment. Era lecția cea mai importantă din universitatea la care erau ei studenți. Interesant că Dumnezeu nu a construit niciodată niciun pod. Ați observat lucrul acesta? Ci întotdeauna a despicat apa. Ceea ce ne spune nouă că, așa cum spune Scriptura, împreună cu încercarea, a pregătit totdeauna o cale de ieșire din ea. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Construiești un pod pentru că nu te poți lupta cu puterea apelor. Și noi facem lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu are trebuință să construiască un pod pentru că el a făcut apele. Și problema noastră în credință nu este aceea de a valida, de a uh, crede sau a accepta un fenomen sau altul, ci mai, mai, înainte de aceasta de a crede că în spatele acestui lucru este Creatorul însuși. A, nu se poate cum să desfacă Dumnezeu apele, îți dai seama, dar întrebarea este, crezi că El a făcut apele? Și atunci, dacă, tu, dacă nu crezi că a făcut apele, nu are rost să ne mai batem joc de despărțirea apelor. Nu. Lasă o o lăsăm altcuiva. Dacă într-adevăr ai crezut că Dumnezeu a făcut apele și El a poruncit legilor vieții ca să acționeze în direcția aceasta și dacă El este, atunci sigur El știe despre apă, ceea ce noi nu știm astăzi. O să mai aflăm și noi zilele acestea câte ceva, din, din ce în ce. Astfel că ar fi foarte obraznic, aș zice, să atașăm semne de întrebare a celui care a creat lucrurile. Cel ce a făcut urechea, oare să nu audă ce zice un suflet într-un Păi Nu-mi ajunge cuvântul pe buze și tu îl și cunoști. Problema care se ridică este nu dacă Dumnezeu aude, ci dacă tu crezi că El a făcut urechea, dacă tu crezi că El a făcut ochiul. Aceasta, aceasta e marea problemă. Ei erau acolo ca să trăiască această experiență și ea era împlinirea lor. După ce a trecut Elia, este la versetul 9, a zis lui Elisei, acum, da, el, el trecuse prin trei încercări cărora le-a rezistat fără niciun fel de efort și fără să accepte alternativa. Niciodată n-a trecut prin mintea lui să accepte alternativa de a urma pe profet până la capăt. Și atunci această întrebare... Cere ce vrei să-ți fac, asemenea întrebării lui Isus pentru Orbul Bartimeu și aceeași întrebare pentru Regele Solomon, ceea ce arată că Dumnezeu e același și pentru unul și pentru altul și pentru noi toți. Adresează, deci, această întrebare: cere ce vrei să-ți fac. Acum, răspunsul la această cerere este expresia valorilor pe care le avem în sufletul nostru, care ar fi cea mai înaltă valoare pe care o are în sufletul lui Elisei, ce o fi învățat el de la Ilie, ce a admirat el la Ilie, cu ce vrea să rămână de la Ilie, știe că va fi luat de la el și știe că, vrea că Ilie vrea să lase în urma lui ceea ce este cel mai de preț în ochii lui. Cum i-a spus domnului Ezechiel, ce ți-e mai de preț în ochi? Și surpriza surprizelor, Elisei nu vrea nici avere, nici putere, nici faimă, nici moartea vrăjmașilor, nici viața. El vrea o în duhul acesta care le asupra lui Ilie, pe care îl iubește atât de mult, îl prețuiește atât de mult, cât îl vrea într-o dublă măsură. Aș vrea să duc mai departe lucrarea care mi-a fost încredințată, dar nu ajunge să-ți dau același duh de care nu. Dublă măsură. Adică adevărul pe care l-ai primit l-ai dus la. Uite, Doamne, talentul pe care mi l-ai dat, sau talanțe care mi am câștigat cu ei alți 5 sau 4 sau trei Și uite, un Bob a dus 100 și altul 30 și altul 60. Și e, aceasta e legea adevărului. Adevărul care ne este încredințat nu trebuie păstrat ca omul acela care l-a înfășurat în ștergar și l am îngropat în pământ și l-a dat intact, a rămas credincios el chipurile formei acesteia pe care, pe care o primise la început. Mântuitorul i-a spus, nu, tu trebuia să lucrezi cu acel, trebuia să-l dezvolți, trebuia să semeni în ogor, trebuia să sece, să multiplici lucrul acesta. Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Versetul 10, Ilie i-a spus greu lucru Cer. De ce a cerut Elisei așa ceva? El este conștient de lucrarea care îl așteaptă. El este conștient ce vid va rămâne acum în urma lui Ilie. Doar o îndoită măsură din Duhul care a fost peste el va putea să facă față acestei situații. El este conștient de valul de necredință, de ateism, de bazrocorire a vieții lui Ilie după înălțarea lui. Vai câte se petrec acolo. Știe și este făcut conștient de Duhul lui Dumnezeu, este călăuzit profetic în a înțelege perspectiva și în mijlocul acesteia cere acest lucru numit de Ilie, greu lucru ceri. Dar, spune el, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa, îi spune Ilie. Cu alte cuvinte, nu eu sunt cel care dau Duhul. Altcineva mi-a dat și mie Duhul lui Dumnezeu și cine mi-a dat mie, îți dă și ție. Acum, tu ceri să ceri acest lucru, dar împreună cu cererea pe care o adresezi, ești gata să treci prin transformarea și prin pregătirea care se cere într-o astfel de lucrare sau ai vrea să mergi pe scurt circuit, pe scurtătură. Vezi un sportiv campion și vrei să fii ca el, dar nu iei seama la antrenamentele lui sau la drumul prin care trece. Înțelegi lucrul acesta. Nu depinde de mine. Dumnezeu îți va cântări sufletul și va vedea da? în ce măsură ești tu dispus să treci prin această pregătire pentru o dublă măsură din Duhul lui Ilie? Dumnezeu vede lucrul ăsta și nu eu hotărăsc da sau nu pe bază de rudenie de prieteni. Dumnezeu îți vede sufletul și va ști. Și atunci, uite, dacă El te va face să vezi înălțarea mea, care de fapt nu era vizibilă fizic, așa cum nu a fost vizibilă nici pentru Gehazi priveliștea aceea de la munte, nu, 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 se vedea biologic sau fizic. La fel este aici, fii prorocilor, spre exemplu, nu văd acest lucru. Dovadă că ei spun, poate a fost aruncat în rovale, cine știe ce s-a întâmplat. Nu văd mai departe de aici. Aceasta e limita noastră omenească. Dar ei spune lui Elisei, Dumnezeu va vedea dacă tu poți să primești ce ai cerut, dacă ești dispus și deschis ca să-ți asumi răspunderea care vine împreună cu onoarea aceasta de neimaginat pe care ți-o acordă Bunul Dumnezeu. Pe când mergeau ei vorbind, versetul 11, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, a văzut deci, Părinte, părinte, carul și călărimea lui Israel, ah, nu, și nu l-a mai văzut. Asemenea înălțării Domnului nostru Isus Hristos, care a lăsat inimile ucenicilor cu un gol imens, omului Dumnezeu rămâne uluit de ceea ce se întâmplă. El trăiește această experiență a glorificării sfinților. Așa este. Dumnezeu își va ține cuvântul pe care l-a spus. Pentru cineva poate să fie o simplă poveste, nu e nicio problemă. Adevărul nu sufere din cauza aceasta. Cuvântul tău este adevărul. Ce ai spus tu, Doamne, rămâne chiar dacă ar trece cerul și pământul. Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, spune Elisei. Din clipa aceea nu l-am mai văzut. Acum se petrec două lucruri aici. Elisei și-a apucat hainele lui, ale vieții lui de până atunci și le-a sfârșit. Începea o etapă nouă. Acesta e simbolul sfârșierii. Le-a sfârșit în două bucăți hainele lui și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Urmăriți cu mare atenție. A luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum nu Ilie, nu? Dumnezeul lui Ilie? Acest lucru ne arată nouă că niciodată nu ar trebui să fim dependenți de vreun om, ci întotdeauna ar trebui să vedem lucrarea lui Dumnezeu în viața acestui om și prin acestul. El stă în fața Iordanului și rostește acest cuvânt pe care suntem chemați să-l rostim și noi. Dumnezeul lui Ilie, unde este acum, și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și alta, și Elisei a trecut. Ajută-ne și pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, să trecem la fel în viață și în lucrare, pe urma pașilor tăi, pe urma călăuzirii Duhului tău bun și sfânt. Fă Doamne ca dorința noastră supremă să fie Duhul Sfânt, și în același timp, bunăvoința de a ne lăsa pregătiți și transformați pentru lucrările la care ne chemi. Înaintea ta ne închinăm, tu ești Dumnezeul prorocilor, tu ești Dumnezeul credincioșilor. Înaintea ta ne închinăm, Doamne, și te rugăm să ne faci parte și nouă astăzi de tot ceea ce poate fi mai sfânt și mai binecuvântat și anume Hristos în voi, în numele căreia te-am rugat. Amin.